Salut, sunt Roxana Blanche și astăzi o să facem AOP, Aleo Oleo Peperoncino. Hai să trecem la treabă. Pentru astăzi avem nevoie de 125 de grame tagliatelle fresh, 5 grame ardei iute, 3 grame usturoi, sare, piper, 30 de ml ulei de măsline, 1 gram de fulgi peperoncini, 2 grame de pătrunjel. Rețeta este foarte, foarte simplă, așa că hai să curățăm usturoiul. Zdrobim usturoiul. Luăm ardeiul iute, îl tocăm fin. Eu astăzi am să folosesc un ardei iute bulgăresc, nu este la fel de iute ca cel românesc, roșu, normal. Și din cauza aceasta am pus și fulgi de peperoncini lângă. Luăm pătrunjelul, îl tocăm mărunt, iar acum mergem să punem pastele la fiert. Pentru sos punem într-o tigaie ulei de măsline, după care adăugăm usturoiul zdrobit și îl lăsăm să își elibereze toată aroma. Între timp amestecăm și în paste să nu se lipească între ele, să nu se prindă. Iar acum voi adăuga ardeiul iute fresh. Acum voi adăuga fulgi de chili. Puteți să puneți ce cantitate doriți de fulgi de chili, în funcție de iuțeala pe care vreți să o obțineți în aceste paste. Acum luăm un polonic de apă și punem în sos. Folosim apa de la paste, deoarece pastele conțin amidon, iar noi când punem apa de la paste, sosul se leagă. Și amestecăm aici bine, bine, bine. Iar acum voi adăuga pătrunjel proaspăt și amestecăm din nou foarte bine. Punem un praf de sare și piper proaspăt macinat. Pastele au fiert și le adăugăm direct în sos. Am pus pastele, acum voi adăuga un polonic de apă și cu ajutorul cleștelui voi învârti foarte, foarte bine și repede. Vreau ca sosul, ca uleiul de măsline împreună cu apa, cu usturoiul, cu pătrunjelul să formeze o cremozitate. Este foarte important ca aceste paste să fie cremoase și să nu fie scăldate în ulei, pentru că atunci ni se face greață. Dacă amestecăm repede, sosul se leagă. Acum hai să trecem la montaj. Cremozitatea aceasta se obține de la apa de pe paste și uleiul de măsline. Iar dacă sunt amestecate foarte, foarte bine, uitați, dau impresia ca și cum ar fi făcute cu unt. Hai să le punem în farfurie. Aceasta este rețeta mea de paste AOP. Sunt delicioase, iar eu vă urez poftă bună!